Mai avem lapte românesc? Se întreabă aici doamna Elena Merișoreanu. Vom mai avea lapte românesc? Întreprinderile străine care îl prelucrează în majoritatea au un preț care, dacă ar fi menținut, populația ar fi fericită. Laptele noi nu-l vom scumpi foarte mult, ne-am asigurat furaje și vom avea grijă, pentru că am vândut unui prieten pe care l-am întrebat, o fermă mică, de ce n-ai crescut prețul? Și ce mi-a răspuns? Am plâns când am văzut bătrânii care căutau un leu în portofel. Așa că, în măsura în care o să putem, noi nu o să mărim prețul. De bază ale furajului, adică porumbul siloz, porumb, triticalele siloz, acele plante pe care noi le tocăm, le însilozăm pentru a le da pe toată perioada anului ulterior animalelor. Această activitate noi o facem în vară, adică din iunie și până în septembrie-octombrie, noi trebuie să pregătim furajul pentru anul viitor. Trebuie să furajăm practic din stoc. Da, în momentul de față mai avem stocuri de furaje, dar însă ele au fost produse la un nivel foarte ridicat. Ceea ce, dacă noi vom continua situația din momentul ăsta, este clar că ne va fi aproape imposibil să înființăm culturile de primăvară acum. Care în Egipt, de 6.000 de ani înaintea de noastre, este pictată, în India este animal sfânt și noi am găsit motive să o sacrificăm. În acest sens, la unele televiziuni au spus o zi întreagă, nu mai vezi lapte că e cancerigen. Și eu am răspuns, popor iubit, popor iubit, mai nou tu ai fost păcălit că laptele e cancerigen, că vaca poluează dur, nu-ți pasă de păduri tăiate, terenuri înstrăinate, copiii tăi consumă hrană inventată, ce nicăieri în lume nu-i testată și vor afla o parte clar ce boli vor primi în dar, ce înălțime ajustată și sănătate zuncinată. Și aș vrea să vă spun că un copil până la 11 ani se dezvoltă normal, ingerând lapte cât poate mânca zilnic. Vreau să vă spun că am plâns săptămâna trecută când un coleg din Călăraș m-a sunat, care 40 de bani, să-i dau un număr de telefon ca să le sacrifice. Nu-i corect. Și vreau să închei spunându-vă, nu mai dați cu pietre în vacă, fiindcă e ființă sacră. Când mama ne-a încercat, doamna vacă ne-a preluat și ne-a făcut oameni mari, fără gândași și țânțați. Îmi place, domnule doctor, că aveți putere să mai fiți și creativi, să faceți și versuri. Bine, dumneavoastră aveți mai multe, faceți haz de necaz. Poate aude cineva, măcar așa în versuri, strigătul de ajutor. Cât